venit pe canal. Astăzi am pentru voi videoclipul meu de înscriere la Nick Space Awards 2019. Sper să vă placă acest videoclip. Dacă vreți să vedeți cum am făcut acest make-up, urmăriți în continuare. Mai întâi vreau să hidratez tenul. Voi aplica primerul de la NYX Pore Filler. Mai departe, cu un creional voi trasa forma dorită pentru a-mi crea masca. SFX Cream Color într-o nuanță de verde pentru tot ceea ce este în afara conturului, inclusiv gât și piept. Folosesc o pensulă mai subțire pentru a contura tot pe lângă linia de la mască, după care intervin cu o pensulă mai mare și pe restul feței. Crema colorată pe care am aplicat-o de la NYX cu pudra HD Finishing Powder. Acest iluminator de la NYX în nuanța Confetti Glow pentru a ilumina anumite zone. Voi aplica First Base Prime Spray de fondul de ten de la NYX, Can't Stop, Won't Stop. Eu am nuanța Warm Vanilla. Am folosit și puțin concealer pentru a ilumina anumite zone ale feței. Blenduiesc totul cu burețelul de la NYX. Totul cu pudra HD. Și voi trece la machiajul ochilor. Pentru asta folosesc acest primer de pleoape de la NYX HD Studio Photogenic Eyeshadow Base.
ochilor mă voi folosi de paleta de la NYX Ultimate în varianta electric. Machiajul ochilor, voi folosi paleta Grind de la NYX și voi folosi nuanța aceasta de verde. Voi adăuga puțin glitter. Apoi folosesc acest creion de la NYX în nuanța Ox Blood. Din paleta Grind de la NYX pentru puțin contur. Voi folosi nuanța 08 Cinnamon, tot de la NYX. Folosesc din nou Confetti Glow. Buenos Aires de la NYX. Paleta Grind intervin cu același maroc care am conturat pentru a oferi mai multă dimensiune acestui verde.